Salutare. Mi s-a întâmplat de multe ori ca să vină un client să aibă nevoie de o anumită broderie și să alegem împreună culorile de ață. Ne uităm în catalogul de culori, alegem culoarea de ață, fac comandă, iar când fac broderia, ne dăm seama că nu chiar așa am vrut să arate, că trebuia să luăm un ton mai închis sau un ton mai deschis. Mie cel puțin mi se întâmplă lucrurile astea frecvent. Ce putem face ca să uh, evităm chestia asta? Ideal ar fi dacă am avea un kit de ațe de la marca cu care lucrăm, să avem câte o bobină din fiecare culoare și să putem face pe loc un test și să alegem mai închis, mai deschis și așa mai departe. Numai că un astfel de kit de la Madeira eu l-am găsit pe internet așa la o primă căutare la vreo 6400 de lei cu 400 de culori. Da? Deci costurile sunt destul de mari ca să-ți cumperi un astfel de kit. Eu am un astfel de kit cumpărat acum mulți ani de la aman România, mă mai ajut de el. Da? Dar dacă nu avem acest kit și nu avem posibilitatea asta, există oare posibilitatea să facem lucrurile un pic mai exacte, să nu lăsăm chiar așa la voia întâmplării și la cum ni se pare nouă că într-o anumită lumină se vede ața respectivă. Există anumite metode să facem cumva lucrurile mai exacte. Și anume, de exemplu, Madeira ne dă posibilitatea să convertim din culoare panton în cod de ață. Pantonul este un sistem de culori folosit universal. Da? Deci se folosește și la tipografie și la lavabile din astea pentru zugrăvii, deci se folosește în foarte multe domenii. Și dacă știm culoarea panton, putem să apreciem ce cod de ață de la Madeira se potrivește. Și cum se face asta? Avem catalogul de culori da? și în partea asta da? avem codurile Panton în ordine și corespondența lor în coduri de ață. Da? Și vedem, Panton 102 îi 1924 da? și așa mai departe. Deci avem aici lista codurilor Panton cu conversia lor în coduri de ață. Aceste coduri Panton, de obicei, cei care fac logo-uri ar trebui să livreze clientului documentația, deci toate codurile de culoare, ca el să poată să le transmită la cei care îi fac pliante, cei care îi fac reclame stradale și așa mai departe. Da? De exemplu, eu, când am făcut logo la Embro, eu am primit de la cel care mi-a făcut logo această fișă, da? Tehnică. Și mi apare sus culoarea Panton și după aia încă trei sisteme care la fel sunt universale și sunt folosite peste tot. Deci eu știu că verdele meu din logo este 7484C. Dar dacă mă uit în catalog, văd că nu am un corespondent, deci nu, găsesc, nu regăsesc această culoare Panton în catalogul de la Madeira. Deci, în catalogul de la Madeira am trecut corespondentul Panton strict pe culorile din catalog. Dar, în cazul în care acest cod Panton nu ne apare în cartela de Madeira, putem să facem alt lucru. Ne ducem pe Google și scriem Panton to Madeira Thread Conversion. Da? Și primul, prima poziție e Madeira UK. Deci intrăm pe site-ul Madeira UK ni se deschide site-ul aici și avem Panton Matching Tool. Și dăm Panton Matching Tool și aici eu scriu codul, adică 7484. Ce? Nu mai scriu pentru că își pune el ce automat. Da? Și dau search și el mi arată ce-o găsit. Deci, pentru clasic, da? pentru viscoză este 1370. Clasic de 40 la 1000 de metri, clasic de 40 la 5000 de metri, tot 1370, și la Polineon 1703, în varianta de 40 la 1000 de metri, 40 la 5000 de metri și 60 la 1500 de metri. Da? Și am aflat ce cod de culoare îmi trebuie mie pentru dacă vreau să îmi brodez logurile. Deci, dacă aveți de la client aceste culori panton, atunci este relativ ușor, poate sau sigur și alte mărci de ață au aceste convertoare sau cum să le spun, deci pe site poate că au pe site această conversie din Panton în, codurile lor de ață. Dar dacă nu avem codul Panton, mai există o soluție. Eu încă nu mi-am cumpărat, îmi apare o reclamă pe Facebook de ceva vreme, există niște scanere care l-ai pus pe o chestie așa rotundă, se conectează la telefon, are un soft în telefon, și pui acel scanner pe culoarea pe care vrei tu să o brodezi și el îți generează codul Panton. Și atunci cu acest cod Panton mă duc pe site-ul producătorului de ață, fac conversia și uite că reușesc să fac lucrurile mai exacte, să nu fie totul atât de aproximativ. Un scanner din ăla, din câte am văzut eu, costă undeva la 150-170 de euro și am văzut că pentru a face conversia și în panton trebuie să mai plătești un abonament. Deci, lucrurile nu sunt chiar foarte ieftine să le de mână oricui, dar cei care sunteți în domeniu, care faceți logo-uri sau aveți această problemă cu identificarea culorilor, sunt tot felul de scule, site-uri, softuri și așa mai departe, care ne pot ajuta și eu cred că este bine să știți toate aceste informații în cazul în care aveți nevoie. Până data viitoare, spor la treabă!